Gata cu stare de urgență în educație, Comisia Situației Excepționale la nivel național a anulat decizia autorităților capitalei, potrivit căreia părinții trebuiau să plătească dacă vor să înscrie copiii la ore suplimentare. Anunțul a fost făcut de ministrul educației, Dan Perciun, care a mai menționat că hotărârile municipalității sunt ilegale, iar cei care le-au adoptat și-au depășit atribuțiile de serviciu. Temei pentru anulările acestei decizii servește depășirea atribuțiilor Comisiei Situației Excepționale Chișinău, ori această comisie de principiu nu are asemenea atribuții. Nu poate declara stare excepțională în sistemul educațional, nu poate anula ordine de ministru. Respectiv, din punctul nostru de vedere, ceea ce s-a întâmplat este o depășire evidentă a atribuțiilor de serviciu, a oamenilor care au luat această decizie și ne vom adresa inclusiv la organele competente pentru a evalua și a sancționa pe cei care se fac vinovați de depășirea atribuțiilor de serviciu.